Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori ai cărții, din nou împreună la tradiționala rubrică, aș putea să-i spun de acum pastila de lectură, în cadrul campaniei Autobiografii care te dezvoltă, așa cum v-am spus și în edițiile precedente, începând de pe data de 30 aprilie și până pe data de 10 mai, campania inițiată de editura Herald, Autobiografii care dezvoltă. În fiecare zi venim cu un scriitor sau cu un autor nou, cu invitați speciali, de asemenea cu subiecte interesante, pentru că în colecția Autobiografia, o colecție frumoasă, o colecție superbă din portofoliul editurii Herald, au apărut foarte multe titluri, începând de la Viața mea și psihanaliza lui Sigmund Freud, continuând cu povestea vieții mele, Benjamin Franklin, cu Frederick Douglass, cu Ecaterina cea Mare, Țarina Rusiei, Memoriile Țarinei care a schimbat Rusia, fața Rusiei, de asemenea Nikola Tesla în zona aceasta de știință și de invenții, în zona de istorie, Memoriile lui Winston Churchill. Iată cât de multe titluri în colecția Autobiografia până pe data de 10 mai, toți cititorii editurii Herald pot accesa site-ul editurii www.editura-herald.ro și pot achiziționa aceste cărți cu o reducere de 40% în cadrul campaniei menționate puțin mai devreme. Astăzi vom vorbi despre un personaj, aș spune eu, pe cât de carismatic, pe atât de frumos, pe atât de interesant, pe atât de captivant, care a schimbat istoria și până la urmă fața Statelor Unite ale Americii. Este vorba despre volumul autobiografic, Povestea vieții mele, Benjamin Franklin, carte apărută în anul 2016 în colecția Autobiografia editurii Herald, la 310 ani de la nașterea autorului, în 1706, în Boston, așa cum spune într-o recenzie invitata noastră de astăzi, doamna Dana Burda, muzeograf, toată viața a fost muzeograf la Muzeul de Istorie al României și domnia sa în 2016 a scris o recenzie pentru site-ul Literatura pe Tocuri.ro, o recenzie despre această carte minunată, Benjamin Franklin, Povestea vieții mele. Această carte a fost tradusă din limba engleză de doamna Iulia Bodnari, Benjamin Franklin, una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite ale Americii, denumit și părintele fondator al Statelor Unite ale Americii, diplomat, om de știință, inventator, filozof, om politic. Doamna Dana Burda, am citit și recitit această frumoasă recenzie care a fost scrisă. Am simțit atunci când am citit-o cu sufletul, pentru că iubiți acest personaj. Și spuneați la un moment dat că este o carte mai mult decât interesantă, ușor de citit și care se adresează deopotrivă cititorilor pasionați de biografii și de autobiografii ale marilor personalități care au schimbat lumea, dar în egală măsură o carte recomandată chiar și pentru tineri, pentru adolescenți. De ce ați recomanda această carte cititorilor Herald? Eu am avut șansa să citesc această carte grație editurii Herald la o vârstă foarte înaintată și, sincer, mi-ar fi plăcut să o citesc când aveam 15 ani, 16 ani, măcar 20, pentru că m-ar fi ferit să fac foarte multe greșeli. Benjamin Franklin a vrut să scrie această carte pentru fiul său, singurul care i-a rămas, că cel de-al doilea a murit de variolă. William, care de altfel a evoluat foarte frumos pentru că la un moment dat a ajuns guvernator al Pennsylvaniei. El i-a vrut să-i demonstreze, povestindu-și propria sa viață, cum trebuie să acționeze un om, un bărbat în speță pentru acea vreme, pentru a ajunge un om desăvârșit și foarte util lumii în care trăia. Pentru că Benjamin Franklin asta a vrut să fie, o personalitate utilă
țării sale, orașului său și omenirii în general. Pentru asta el, ce mi-a plăcut mie și ceea ce cred că este de reținut, a făcut un tabel de 13 calități pe care trebuie să le aibă un om și pe care să le urmeze de-a lungul vieții. Citindu-le, mie mi s-a părut că sunt foarte asemănătoare cu cele pe care Loyola le-a făcut pentru iezuiți, o temă care mie mi-este foarte dragă. Iată ce spunea Franklin, trebuie să fii temperat, adică să nu bei prea mult. Faptul că este pe primul loc temperanța arată că asta totuși era o problemă și atunci, cum este și astăzi, din păcate, la 300 de ani distanță. Trebuie să știi să taci. Iarăși un talent foarte greu de obținut și dacă l-ai învățat la o vârstă foarte mică, ți-ar face mult bine în viață. Trebuie să știi să păstrezi ordinea. Nici nu știți că ordinea înseamnă sănătate și Franklin avea săracul foarte mare dreptate. Să fii hotărât, iarăși foarte adevărat. Eu, de exemplu, nu sunt o persoană foarte hotărâtă și de multe ori am suferit din cauza asta. Deci, Franklin avea perfectă dreptate. Trebuie să fii foarte hotărât în viață. Ți-ai luat o decizie, ține-te de ea. Așa a făcut el tot timpul. Să fii cumpătat. Aici nu se referea, nu se mai referea la băutură, ci la mâncare. Deci să fii cumpătat la mâncare, să nu mănânci mult, să mănânci ce-ți face bine. El încă pe când avea 12 sau 13 ani a citit o carte despre vegetarianism și de atunci a început să mănânce numai vegetale. Și el spunea, am mâncat numai așa, nu numai pentru că e sănătos pentru corp, ci pentru că îmi rămâneau bani pentru cărți. Deci era și foarte chipzuit. Să fii sincer. Să fii sârguincios, da, foarte important acest lucru, să fii drept, să iubești dreptatea, moderația și smerenia. Smerenia ce înseamnă? Nu trebuie să ne gândim la religie neapărat, a sta în biserică, în genunchi, nu știu ce, asta înseamnă să fii smerit. Și să-ți cunoști locul, să nu devii mândru, să nu devii arogant atunci când ajungi într-o poziție dominantă. Să știi să fii mereu egal cu tine însuți și el așa a fost absolut mereu. În afară de asta, el era un excelent diplomat și foarte folositor țării lui în mai multe timpuri, nu numai în timpul războiului de independență a coloniilor americane, pentru că știa să tacă, să asculte și să fie moderat în decizii. Era smerit. Nu încerca să ia fața nimănui, nu încerca să ia... Din alte cărți și din alte documente, Franklin este foarte bine descris în cercul baronului d'Holbach din Franța, în perioada dinainte de Revoluția franceză, când Franklin a fost ambasador al coloniilor americane în Franța pentru a decide încheierea unui tratat de ajutor al Franței pentru coloniile americane. Și el se ducea în acest cerc al enciclopediștilor francezi, unde era extraordinar de apreciat. Extraordinar de apreciat, tocmai pentru că avea păreri simple, bine expuse și în domenii extraordinare, cum era, de exemplu, electricitatea, dar și o bună administrare, o bună organizare a unui stat, apărarea împotriva incendiilor sau pur și simplu cum să asigur paza orașelor. El s-a ocupat de toate lucrurile astea în momentul când s-a stabilit la Philadelphia. Și ceea ce un adolescent ar putea să învețe citind cartea este cât de tânăr era Franklin când a luat aceste decizii extraordinare pentru orașul în care trăia. Era până în 30 de ani sau imediat după 30 de ani. Deci el a făcut niște lucruri extraordinare la vârsta la care astăzi se consideră că ești încă mult prea tânăr ca să iei decizii în numele altora sau pentru soarta altora. A putut să facă lucrul acesta tocmai pentru că și-a urmărit cele 13 puncte ale sale. Întotdeauna a fost așa cum a dorit să fie un om adevărat. Franklin a fost de altfel un om al secolului lui. E perfect, emblematic pentru secolul XVIII, era raționalist ca tot secolul XVIII, era enciclopedist ca tot secolul XVIII, pentru că... El a avut preocupări în toate domeniile posibile și de cele mai multe ori în domenii extrem de practice, ca de exemplu să inventeze o sobă care să încălzească mai bine și cu un randament mai puternic, să inventeze un paratrăsnet ca să nu mai ardă casele și așa mai departe. Deci el a reușit să fie întotdeauna
pe o practică exactă a vieții de zi cu zi. În același timp făcea un lucru teoretic, ca de exemplu să organizeze un club de discuții filozofice, cu ajutorul căruia a deschis prima bibliotecă publică din America, acolo la Philadelphia, de la care a derivat pe urmă deschiderea primei universități, Universitatea din Pennsylvania. Deci, întotdeauna a căutat să facă dintr-o preocupare teoretică și un ceva practic care să rămână viitorului. Și da, tot ceea ce a făcut el a rămas viitorului și multe de lucrurile făcute de el le folosim și astăzi, sunt utile și în zilele noastre, la fel cum au fost utile și atunci. Cu toate că a trăit foarte mult timp, 84 de ani, el și-a încheiat această poveste la vârsta când avea cam 50 de ani, în 1757. Atunci se termină povestea vieții lui, pentru că la data aceea un om se considera în vârstă la 50 de ani, mă scuzați că spun lucrul ăsta. Dar așa era. La vremea aceea, la 50 de ani, erai deja un om în vârstă și nu să știe dacă mai scăpa. Speranța de viață fiind... Da, era mică, foarte mică. Mult mai mică decât în zilele noastre și este absolut interesant de observat, nu numai în cazul lui Franklin, ci și altor oameni de mare valoare culturală, de o mare inteligență, că au trăit mult mai mult decât contemporanii lor, poate tocmai datorită acestor preocupări intelectuale. Nu se știe dacă folosindu-ți creierul foarte mult, nu te ajută și la sănătatea restului trupului, știți? Un stil de viață de care vorbeați. Da, tot stilul de viață pe care l-a dus, în ciuda faptului că vă dați seama, să bea o apă de mai proastă calitate decât acum, să trăia în locuințe mult mai insalubre decât cele de acum. Chiar și cei care erau bogați trăiau în anumită frig, umezeală, căldură puțină, de aia și inventat o sobă mai plină de randament, știți. Deci, citind o carte ca cea a lui Franklin, dintr-o dată poți să înțelegi că în ciuda secolelor care au trecut de atunci și până acum, oamenii sunt mereu la fel. Oamenii au de învățat de la acești predecesori. Și cel mai mult și mai important este să învățăm pe cei mai tineri să admire acest predecesor. Eu consider acum, când sunt foarte în vârstă, că generațiile tineri, dar și generația mea, în egală măsură, nu am știut și nu știu să admire. Exercițiul de admirație pentru cei de dinainte, care au făcut multe, au gândit multe, este extraordinar de bun pentru dezvoltarea unui caracter plăcut și folositor ție însuți, în primul rând, nu numai celor din jur. Așa că inițiativa editurii Herald mi se pare extraordinară de a publica într-un grup, într-o colecție, toate aceste cărți. Sigur că ele au mai apărut și la alte edituri disparate, nu întotdeauna de aceeași calitate cum le scoate editura Herald, nu întotdeauna cu aceeași traducere excepțională, cum este cea din cazul de față, este o traducere excepțională, foarte plăcută. Ai impresia că Franklin a scris în limba română, atât de frumos este tradus. Și este un merit extraordinar a unui traducător să reușească să redea spiritul autorului, nu numai limbajul în care a scris, și este un merit al traducătoarei în cazul de față. Deci eu recomand în toată inima această carte, ca toate alte cărți, că eu am cumpărat multe cărți de la editura Herald și pe toate și le-aș recomanda, pentru că te ajută să-ți dezvolți o viziune mai exactă asupra lumii care a fost, asupra lumii în care trăiești și a modului în care poți să privești tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar și propria ta viață, știți? Eu, având cărți de literatură, având cărți de religii, de istoria religiilor, având aceste autobiografii, editura Herald este extraordinară din punctul ăsta de vedere și eu, dacă am un regret la vârsta mea, este că oamenii nu au suficient de mulți bani ca să se lăfăie în aceste cărți care mie, când eram tânără, nu mi-au fost accesibile, știți? Asta este un mare păcat. Tocmai în acest sens pe care l-ați menționat dumneavoastră, acum avem două variabile, aș putea spune, care ne ajută în această perioadă și am mai spus-o și cu ocazia altor intervenții, altor emisiuni, faptul că acum avem mai mult timp decât aveam înainte. Da. Mă rog,
date fiind condițiile, contextul, cumva, să spunem, impus, da? Dar avem mai mult, nu ne putem plânge de lipsa timpului acum, pentru a citi, și același mesaj și același îndemn îl fac de fiecare dată. Și al doilea motiv, al doilea lucru, iată, tocmai pentru că avem timp să citim, editura Herald vine în cadrul acestei campanii și va veni și cu alte campanii după autobiografii care se dezvoltă, cu reduceri la aceste volume autobiografice, așa cum am spus, o reducere de 40%. Ce mi-a plăcut foarte mult, pe lângă alte lucruri din recenzia pe care am citit-o și pe care ați publicat-o în 2016, este faptul că la un moment dat spuneți, mă rog, ca un soi de sintagmă, și această carte, Povestea vieții mele, este o carte deschisă pentru minți deschise, apropo de sloganul pe care eu îl am în spate, dumneavoastră, da. Liberal, da, cărți deschise pentru minți deschise, și Povestea vieții mele este la fel, și vă mulțumim din suflet pentru aprecieri. O carte care are mai multe părți, să spunem așa, mai întâi o utilă și succintă, spuneți noastră în recenzie, introducere da, scrisă de Charles Eliot, unde avem trecute, bineînțeles, în revistă toate momentele importante din viața lui Benjamin. Da, este o carte care aș recomanda-o studenților, autobiografia pe care a scos-o dumneavoastră, și datorită acestei introduceri și datorită faptului că la final are o cronologie foarte bună. Deci este un material foarte util pentru cineva care studiază și elevilor care vor să facă un referat complet și original, nu luat din altă parte. O asemenea tip de carte, cum sunt de altfel toate cărțile dumneavoastră, sunt extraordinar de utile pentru că găsești totul la un loc. Adică deschizi cartea și dacă ai răbdare, treci prin toate, ai totul la un loc. Ca și în cazul ăsta, îți dai seama că a respectat întocmai modul în care a fost publicată această carte, ca și modul în care a scris-o Franklin. Că Franklin a scris o primă parte până la un anumit moment dat și apoi când era mult mai în vârstă, când era deja în Franța, în 1784, datorită scrisorilor unor prieteni, continuă cu amănunte tot pe aceeași perioadă până în 1757. Și faptul că a avut aceste două momente face ca și publicarea ei ulterioară să cunoască așa oarecare poveste, pentru că ea a fost publicată întâi într-un fel de ediție pirată în 1790 în Franța, pentru că el acolo a trimis prima dată manuscrisul, dar a intervenit Revoluția de la 1789 și totul a fost dat peste cap. Inclusiv cei care și-au dorit Revoluția au fost luați prin surprindere de, să zicem așa, amploarea și desfășurarea ei. Și apoi a apărut mai târziu în Anglia ediția de pe care s-au făcut traduceri ulterioare în alte limbi și probabil și ediția după care s-a făcut acum la noi o traducere atât de bună ca cea scoasă de editura Herald. Eu consider însă că în intelectualitatea noastră românească din secolul XIX și XX, această carte era citită. Chiar dacă nu toți oamenii noștri valoroși au spus vreodată că cunosc neapărat limba engleză, dar eu sunt convins că a fost citită, pentru că dacă citim cu atenție anumite cărți ale lor sau discursuri, ca cele ale lui Iorga, de exemplu, găsim anumite referiri la această carte. Știți? Ca și cum cineva a citit și s-a înșușit din învățăturile, din experiența, din modul de a privi viața. Deci era o lectură obișnuită la noi, această carte a lui Franklin. Alți scritori de ai noștri cred că s-au inspirat puțin din evenimentele descrise. De exemplu, am să-l dau pe Vintilă Corbu în Dinastia Sunderland Beauclerc, o carte foarte reușită de altfel. Povestea de viață a întemeitorului dinastiei Sunderland seamănă cu începuturile vieții lui Franklin. Deci Franklin s-a născut într-o familie de imigranți de la sfârșitul secolului 17, care tatăl era negustor de lumânări, fabricant de lumânări și negustor de lumânări. În cartea lui Vintilă Corbu, tatăl este fabricant de cuțite, știți? Dar
evoluția acestor tânărului din cartea lui Vintele Corbuca și evoluția lui Frank este asemănătoare. O revoltă față de, de cum era tatăl, de modul de viață impus de tată, de modul de viață, cum să spun, în care partea legată de cărți, de lectură, de învățătură, nu avea niciun fel de importanță. Și consider că, iată, au mai fost și alții care au citit cartea chiar înainte ca ea să aibă o traducere adecvată. La noi am mai avut o traducere mai veche, prin 1976, mi se pare, dar nu completă. Nu atât de completă cum este ediția dumneavoastră, care cred că este cea mai completă dintre toate cărțile scoase. Și fiind într-o colecție întreagă, are o altă valoare. Da, și ne-am dorit cu această colecție ca toate aceste cărți, toate aceste volume autobiografice să aibă un numitor comun, să aibă așa un soi de tot unitar. Și grafica acestei colecții contează foarte mult ca imagine pentru felul în care arată această colecție. Dragi cititori, a fost alături de noi doamna Dana Burda, muzeograf la Muzeul de Istoria României. Ne-a povestit cu drag, cu entuziasm, aș spune eu, cu multă căldură, cu însuflețire despre o carte superbă. Este vorba despre Povestea vieții mele de Benjamin Franklin, volum autobiografic publicat în colecția Autobiografia la editura Herald în anul 2016, în traducerea din limba engleză a doamnei Iulia Bodnari. Ca și celelalte titluri puțin menționate mai devreme la începutul intervenției noastre, și această carte, Povestea vieții mele, de Benjamin Franklin, o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editraherald.ro, până duminică 10 mai, când se încheie campania autobiografii care te dezvoltă cu o reducere de 40%. Îi mulțumim foarte mult doamnei Dana Burda că a fost alături de noi și ne-a împărtășit cu mult drag și cu multă căldură informații din această carte superbă. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a Pastilei de Lectură, la un nou personaj, o altă personalitate care a schimbat sau a marcat istoria umanității, istoria omenirii în această colecție, Autobiografia. Vă dorim în continuare o zi minunată și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!